Bună, dragilor! Astăzi m-am hotărât să filmez acest material dedicat energiei peștilor într-un loc foarte special pentru mine. Nu știu dacă o să filmez întregul material aici, pentru că e foarte lumină. Este foarte puternică lumina soarelui și mă uit greu în cameră, însă măcar partea de intro voiam să o fac aici, să vă arăt un loc special pentru mine. Și sper special și pentru cei care sunt din zona asta. Sunt între localitatea Bănești și Câmpina, foarte aproape de locul în care și locuiesc. Și o să mă plimb pe acest nou pod construit. Podul care face legătura între cele două localități, un pod pietonal. Însă, în timp ce mă plimb, vreau să vă arăt un pod foarte vechi, care, din păcate, anul acesta s-a și prăbușit. Un loc unde îmi plăcea foarte tare să vin și să stau, să contemplu. Pe cum vedeți, nu mai avem aici podul vechi. Din păcate a căzut, dar zona de aici este foarte frumoasă. Și o să vedeți imediat și însemnătatea acestui loc pentru mine. Loc pe care am vrut să vi-l arăt, să împărtășesc și cu voi. Acesta este podul din spate, este podul vechi. Foarte des îmi plăcea să vin aici, să stau, să aud apa și să contemplu. Iar videoul de astăzi, subiectul despre care vreau să vorbesc în acest video, este arhetipul peștilor. Motivul pentru care am decis să fac această filmare aici este foarte personal. Semnul peștilor este un semn cu o însemnătate deosebită pentru mine. Este un loc unde nu bate soarele atât de tare. Am avut șansa de a petrece mulți ani din viața mea alături de fostul meu soț, care este zodia pești și este o legătură specială pe care o am cu acest semn zodiacal. Cunosc foarte mulți oameni în zodia pești, oameni apropiați și oameni cu care am sau am avut legături foarte profunde în viața mea. Așadar, eu mă voi continua călătoria pe acest pod, voi sta câteva minute în contemplare aici și revin după amiază cu partea cealaltă a videoului în care vă vorbesc partea astrologică și îmbrățișez cu mare drag pe oamenii dragi din viața mea, care sunt pești, fina mea și mulți, mulți oameni dragi de la care am avut foarte multe de învățat. Cu mare drag revin pe după amiază. Bună, dragi exploratori, am revenit și sunt gata să vă povestesc despre arhetipul zodiei peștilor în astrologie. Acest video este pentru voi, cei care aveți soarele, luna, ascendentul sau planete personale în pești. Sau dacă cunoașteți oameni care au astfel de plasamente și care sunt apropiați vouă și pe care vreți să-i înțelegeți mai bine. O să vă vorbesc despre câteva caracteristici pe care le-am regăsit în viața și în harta și în personalitatea oamenilor care au arhetipul peștilor activat. Și sunt trei puncte pe care vreau să le detaliez astăzi. Primul este faptul că peștele este un semn dual. Există, dacă vă uitați la simbolul peștilor, există cei doi pești. Da? Unul deasupra și unul de desubt. Cei doi pești arată această dualitate și caracterul mutabil al peștilor. Și întotdeauna când avem de-a face cu energia peștilor, cu arhetipul peștilor, să nu uităm această dualitate născută. Se poate manifesta în foarte multe feluri, o să enumăr câteva din felurile pe care le-am întâlnit pentru a vă da exemple, însă sunt curioasă în cazul în care voi sunteți pești, cum ați simțit dualitatea în viața voastră. Bineînțeles, este un tip de dualitate diferit de cel al gemenilor sau de dualitatea balanței, sau chiar a săgetătorului, cum am mai menționat în videourile mele. Și una din principalele manifestări este raportarea la divinitate. De regulă, peștii sunt asociați idei de spiritualitate și de divinitate și au o comunicare foarte bună cu spiritul și cu divinitatea,
Și putem găsi această dualitate de multe ori în felul în care o parte a vieților este destul de dedicată înțelegerii misterelor sau pasiunii pentru lumea ezoterică și spirituală și cealaltă jumătate care poate fi extrem de pragmatică și care poate fi extrem de rațională. Și această componentă duală este prezentă și trăiesc foarte bine peștii cu această dualitate, prezentă și în, bineînțeles, și în alte tipuri de activări, dar mai pregnantă în cazul lor. Dualitatea se mai poate duce și în claritate versus lipsa clarității sau pot vedea anumite lucruri sau pot percepe anumite lucruri extrem de ușor în mod intuitiv și pot să aibă neclarități destul de mari în ceea ce privește alte subiecte importante din viața lor. Deci întotdeauna ne gândim la cele două părți. Repet, nu sunt similare dualităților de gemeni care pot să fie cumva contradictorii în același moment. Peștele este un semn mai subtil care se lasă ceva mai greu înțeles și care poate avea moduri duale de comportament pe perioade mai lungi de timp. A doua trăsătură pe care voiam să o exemplific este legată de guvernatorul principal al peștilor, și anume planeta Neptun. Planeta Neptun este o planetă care pe mine personal mă fascinează și una din planetele care îmi aspectează destul de mult harta. Neptun, pardon. Neptun, zic Mercur pentru că în curând o să intre în această conjuncție minunată. Neptunul este octava mai înaltă a lui Venus. Și această informație mi se pare relevantă pentru cei care au arhetipul peștilor în harta natală, pentru că sunt de regulă romantici incurabili și sunt visători. De ce octava mai înaltă a lui Venus? Pentru că Venus este planeta iubirii și a frumuseții, iar Neptun duce frumusețea și iubirea și mai sus la rang de artă. Și de obicei neptunienii, peștii neptunieni sunt visători, sunt idealiști, sunt vizionari, sunt oameni care iubesc frumos și când iubesc, iubesc chiar cu acea doză de naivitate. Neptunul este asociat și zonei de neclaritate sau zonei de ceață, de multe ori locul în care aveți Neptun în harta natală, casa, semnul, pot să vorbească de anumite trăsături pe care nu le vedeți cu claritate. Ei bine, asta se poate întâmpla și cu plasamentele unde aveți peștii sau dacă sunteți pești, pot exista anumite zone ale vieții voastre unde nu aveți claritate. Simțiți acea ceață cumva și poate fi de multe ori cazul iubirii. Repet, fiind octava mai înaltă a lui Venus, poate exista această doză de idealism și de regulă planetele personale atinse de această planetă Neptun au visarea la pachet. A treia caracteristică pe care am remarcat-o pentru arhetipul peștilor este partea de compasiune și partea de iubire universală și aici o să, la sfârșit o să vă aduc o mică perlă, sper să vă folosească în contemplarea voastră. Sunt oameni care sunt preocupați de binele mai înalt și în general au un simț justițiar care ține și de iubire și ține și de compasiune și există foarte multă blândețe, chiar dacă poate uneori au ton mai agresiv, se știe că unele, mai ales femeile pești, pot fi câteodată destul de dure, dar în spatele acelei durități este foarte multă iubire și foarte multă compasiune și o iubire care se extinde. Iubesc natura, iubesc animalele, iubesc ce este frumos și încearcă să protejeze acest frumos. Bineînțeles, și bărbații cu plasamente aici au aceste caracteristici la fel de relevante. Deci există zona de iubire universală și chiar dacă sunt supărați și răniți, în sufletul peștilor există acea calitate a iubirii universale. Iar perla cu care doresc să închei acest video și darul meu către voi, cei care aveți activ acest arhetip în harta natală, este unul dintre semnele care are puteri vindecătoare extraordinare. Îmi place să-l numesc vindecătorul vindecătorilor și dacă sunteți familiarizați cu cheile genelor, majoritatea sigiliilor, sigiliile fiind anumite chei care relevează într-un profil sau accentuează cumva acest rol
de vindecător, aproape toate sigiliile se află în Zodia Peștilor. Dacă nu știți ce sunt sigiliile sau aveți nevoie de ajutor în calcularea lor, găsiți datele mele mai jos și vă pot oferi linkul unde vă puteți calcula profilele să vedeți dacă le aveți sau nu. Vindecătorul vindecătorilor și oamenii care prin iubire, compasiune și prin faptul că sunt ultimul semn zodiacal care aduce cumva câte o lecție de la fiecare semn dinainte, această înțelegere integrată a celor altor semne, sunt specifice arhetipurilor. Deci dacă aveți plasamente aici, repet, soare, lună, ascendent sau planete personale, vă puteți bucura, sunteți oamenii care sintetizează lecțiile roatei zodiacale și sunteți oamenii care, prin iubire, compasiune, spiritualitate și conexiune cu divinitatea, sub orice formă ar fi ea, reușiți să aduceți vindecare și iubire în lume. Mulțumesc că m-ați urmărit, mulțumesc vouă, peștilor din viața mea, pentru că necondiționat mi-ați arătat sprijinul vostru și prietenia și iubirea voastră și ne pregătim de energia focoasă a berbecului care acuș, acuș bate la ușă. Mulțumesc!